Incendiile din Munții Făgăraș s-au reaprins. Dacă aseară suprafețele afectate nu erau mai mari de 2 hectare, astăzi focul ajutat de vânt a ajuns să pârjolească peste 14 hectare. A mai rămas foarte puțin timp până la începerea școlii, iar părinții trebuie să bage mâna adânc în buzunar pentru operațiunea ghiozdanul. Aveți grijă la ce alimente oferiți celui mic. În această perioadă mâncarea se alterează repede și tot mai mulți copii ajung la spital cu alergii.